Nu vreau să vorbesc cu păcat despre actrița aia, păcat de ea. Dar au scris ăștia aici că supăra de schizofrenie, dar nu s-au spânzurat părinții. Păi și erau schizofrenie. Mai că nu e chiar schizofrenie, tot la asta. Dar să fie actor bun. Și am înțeles că era actrița. Nu e chiar schizofrenie. Schizofrenie adevărată. Dar nu o să vă spun niciun specialist. Vă spune băiat. E că le idiot. Nici idiot. Idiot, da, asta este un discurs. Nu prea înțelege lucrurile. Sunt într-un univers paralel. Un schizofrenic, adică unul cu schizofrenie adevărată, se poate și în tomografie evidenția. Este o formațiune nervoasă care în schizofrenie se atrofiază cu trecerea timpului. Se numește amigdala, care se poate, e foarte folosită în procesele cognitive, ca un fel de sistem de macaz, știi? Dar avea un sindrom care semăna cu schizofrenia. Avea și eu tineri. E un sindrom, pentru că ca să fii actor bun trebuie să fii foarte inteligent. Și unde vreau să ajung? Schizofrenicii au IQ-ul sub mediu. Și au și probleme cu înțelegerea, poate. Vă zic eu că am fost acolo de multe ori și am interacționat cu ei. La un moment dat făceam mișto de ei. Dar suntem serios. Că dacă reza când se prindea, la mișto supăra. Azi și tai că mi-e diliu. Mi-e diliu la cap. Păi ce, tu crezi că răsăream eu așa de spuma mării diliu la cap? Dacă n-aveam părintele diliu? Sau sora mea nu e dilie? Oh, ce dilie e fata lui tata? Pe linia maternă, dar mama pe imitație s-a dilit și ea. Am doi părinți dilie și o soră dilie. Dar e bine cu dilie. Deci, la gagiul lui sora mea, sigur are două recu. Cum adică? Ce pula mea. Mimează ea călugărițele urmărite. Îmi place. Îmi place schizofrenicii. Dar nu prea-mi place. De ce? Am făcut sex cu schizofrenici. Sunt proastă la pat, să-i faci pula. Deci le recomand la ăștia, dacă vreți să futeți nebune, zic să vă răzgândiți. Sunt proaste, în afară de câteva. Nu, no, sunt proaste, te piși pe... sunt îngărate și nesimțite. Sunt proaste. A, e mișto să pută o femeie așa, cât de cât de-a nu pula mea să... Crezi că te nasul în loc. Sunt proaste la față, că să zice. De ce? N-are creier în cap. Deci aia n-avea schiză. Avea un sindrom. Tot așa e o boală psihică. Seamănă cu schizofrenia, poate poți să ai și halucinații. Numai că în cazul ăsta are inteligența peste mine. Ca să fie actor trebuie să fii inteligent. Fără știu. Să ai o memorie bună. Un schizofrenic nu are memorie bună. Păi acum am un schizofrenic. Citea și ei cărți. Că la un moment dat, pula mea, dacă ce puțin cu Mihaela cu poezii, gata, să fie sărătuți intelectuali. Acolo doar să vină cineva mai acătar să face intelectuali. A venit unul cu religii, s-a făcut toți ortodoxi. A venit unul cu Băsescu, s-a făcut toți băsiști. Acum cred că sunt de aia. Era să zic. Iohaniști. Păi cum să nu fie iohaniști? Aia? Tot spitalul de nebuni, number 9, e plin de fan Iohannus. Iohannus! Dacă m-aș duce mâine... La ei se intre, băi, cu cine votezi? La el la internat. Cu Iohannis. Bă, Iohannis, nu eu votez cu Iohannis. Dar bine că votez cu Iohannis. Tu cu cine votezi? Eu votez cu Iohannusa. Cu cine? Iohannusa. Există. Cine e? Nevastă sa.
cu Iohannus, ba nu, cu mama lui Iohannus, de ce care pensie. O vaită Iohannus. Și mie îmi place mama lui Iohannus, care pensie și mă duc să-i beau pensia. Lui mama lui Iohannus. Pe câtă pensie are? 350 de... Și zic, mama lui Iohannus, vină să-ți dau o babardea. Vino să-ți beau pensia. Și aia, noi votăm cu Iohannus. Eu votez cu mama lui Iohannus. Care pensia? Mică! Și dacă e mică, esențele mici, esențele tari se ține în sticluțe mici.